registrare. Da? Da. Nel momentul acesta aveți grijă ce spuneți, că gata, s-a înregistrat, se trimite mai departe. Bun. Ia să vedem. Ce cu acest Classroom? Bun. Vreau să deschide cineva microfonul și să-mi spună dacă vede ecranul meu, ca după aceea să mă apuc să... Se vede. Se vede. Bun. Ok. Gata. Din momentul acesta să știți că dacă dumneavoastră scrieți ceva în chat, eu nu văd. Eu văd doar ecranul meu, ceea ce va proiecta și dumneavoastră acum, da? Eventual o să mai dau click așa. Eu nu văd nimic. Ok, mai dau un pic. Deci cel care spune că nu vede nimic, trebuie să dea click acolo unde scrie prezentare, da? Chipirliu Daniela prezintă. Și o să vedeți. Pentru că eu nu mai pot să mai dau să revin la Meet decât când o să fac o pauză la secțiunea de întrebări. Da? Deci doamna care mi-a scris trebuie să-și deschidă microfonul și să spună: eu nu văd. Nu văd ecranul dumneavoastră. Ecranul meu care de fapt este... Eu nu văd. Eu da. Nu văd nimic. Nu se vede. Ce nimic? Ce înseamnă nimic? Negru și doar scrie. Se vede scrisul și atât. Păi atâta trebuie să vadă. Se vede ecranul meu de Gmail deschis. Căsuța mea poștală. Dați click pe, faceți pe telefon sau pe calculator? Unde aveți? Ce aveți? Calculatorul sau laptopul deschis sau pe... Da, laptopul. Pe laptop, da? Duceți-vă acolo la persoane unde este Chipirliu Daniela prezintă și dați click acolo. Și o să vedeți. Am dat? Da. Ca să vedeți ecranul meu. Bun. Ei, în momentul acesta, deci eu mi-am deschis căsuța mea poștală, da? Căsuța mea poștală cu adresa de mail, uitați-vă în partea dreaptă, dacă mă duc așa pe inițiala numelui meu check, este Chipirliu Daniela, da? Și căsuța mea poștală este chipirliu.daniela@ccdgl.ro. Deci este o adresă instituțională. O adresă instituțională pe domeniul casei corpului didactic galați.ro, ccdgl.ro. Dar după cum vedeți, căsuța aceasta, da, o pot deschide și pot vizualiza, da, mail-urile mele, da, prin ce? Prin poșta electronică oferită de la Gmail. Asta vă spreau să vă spun că instituția mea și-a activat suita G Suite în dreapta, da, suita de aplicații de la Google International, de la Google International, prin domeniul ccdgl.ro. Adică am licențe gratuite, scuzați un pic, am licență gratuită oferită de Google în perioada aceasta și se pare că pentru mulți ani de zile de acum încolo, sau și se asumă probabil Ministerul de Plătit să plătească licențe, da? Pentru suita aplicații de la Google. Care sunt aplicațiile? Ia uitați-vă. Aplicațiile de la Google. Mă duc pe butonul acesta, aplicații Google, și acestea sunt gratuite. Gmail-ul, adică căsuța de mail, Drive-ul, și o să vă spun ce înseamnă și Drive, aceste programe care îmi permit să lucrez cu documente colaborative, așa, aplicația Google Calendar, și ați primit invitație prin Google Calendar să intrați astăzi la cum îi spune, la videoconferința organizată de noi, chat Meet, ia uitați, aplicația aceasta Meet, așa, și așa mai departe, și una dintre ele foarte importantă este aceasta, Classroom. Deci așa ajung la Classroom. Atenție. Dau click pe Classroom. Și am intrat în aplicația Classroom în care am foarte multe clase aici. Dar sunt clase experimentale, clase didactice, clase în care eu le-am creat în momentul în care am avut ore online cu dumneavoastră. O să ne creăm și astăzi o clasă, clasa dumneavoastră. Și cum se creează o clasă în Classroom? În partea dreaptă aveți butonul plus, dau click pe el și vedeți că avem înscrieți-vă la curs și creați un curs.
să zicem că creăm astăzi un curs și cursul este ce grupă sunteți dumneavoastră? Grupa 11. Grupa 11, da? Avem secțiune subiect, curs, sală, nu sunt obligatorii, da? Și dăm click pe creați, pe butonul creați. Așteptăm puțin să mi se creeze clasa. Recomand să fiecare profesor să aibă clasa proprie. Da? Ia uitați. Deci am intrat. S-a și creat automat. Odată îi vedem titlul clasei aici, pe bânduță, da? În stânga, aici, lângă, ia uitați, avem un buton, o secundă, trebuie să mai dau accept. Da. Numai puțin, Nicoleta, prezentarea de acolo, că după aceea nu o să vadă nimeni nimic. Nu pot decât eu să prezint. Nicoleta Di Grandi prezintă. Opriți accesul la ecran. Oprește accesul la ecran, Nicoleta. De-aia oamenii nu mă văd. De ce? De-aia doar pe mine să prezint. Nicoleta Di Grandi este? Oprește prezentarea. Opriți accesul la ecran. Deci pe bune, nu știu ce se întâmplă. Lăsați-mă pe mine să vă fac prezentarea, că altfel... Ies eu, iar. În continuare, ecranul tău este în continuare vizibil pentru ceilalți. În sfârșit, în momentul acesta pot să fac... Atenție! Numai eu pot să fac prezentare, adică nu numai eu. Și dumneavoastră puteți să faceți o prezentare, dacă vă spun eu, dacă să ies eu din prezentare, că altfel ne buiem unii pe alții și nu se mai vadă nimic, da? Deci am rugămintea la dumneavoastră că atunci când ajungem, o să vă pun să vă prezentați ecran pe unul, doi dintre dumneavoastră, dar atunci când vă numesc eu, da? Lăsați-mă pe mine să-mi fac treaba. Altfel, stăm aici toți și nu o să vedem și nu o să înțelegem absolut nimic, da? Ok, haideți să vedem. Nici nu știu de ce am revenit aici pe ecranul acesta, să văd dacă dumneavoastră ați înțeles sau nu, oricum mă întorc înapoi. Da, să vă mai spun că vă dau prezenta, probabil, nu știu. Deci în chat vă rog să vă completați prezența. Bun. Să-și deschide cineva microfonul și să spună dacă vede grupa 11. Nu, vă vedem pe dumneavoastră. Eu văd grupa 11. Acum apare colegul. Pe dumneavoastră vă vedem. Trebuie să dați un echipiriu. Daniela prezintă. Se vede pe ecran grupa. Formul. Grupa 11, da? Da, eu văd. Ideea este că trebuie să vedeți ceea ce fac. Asta e toată chestia. Bun. Haideți să ne uităm un pic pe clasa noastră care am creat-o astăzi, da? Deci am titlu aici. Dedesubt, subtitlu, da. Am un cod pentru curs, da? Îl pot afișa. Ia uitați, acesta este, da? Cod care o să vedeți dumneavoastră, îl puteți da cursanților dumneavoastră să se înscrie la curs, da? Cursul meu, da, care este grupa 11, da, e pentru matematică, să zicem, sau pentru fizică și eu dau codul acesta elevilor, studenților, da, părinților să acceseze cursul meu. Mă scuzați că vă întrerup, eu vă văd doar pe dumneavoastră, nu mai este prezentat ecranul. În lista de prieteni acolo, unde sunt cursanții, da, trebuie să pe mine mă găsiți de două ori.
odată ca și Chipirliu Daniela și odată ca și Chipirliu Daniela prezintă. Trebuie să mergeți acolo unde scrie prezintă, Chipirliu Daniela prezintă și dați click pe prezentare, pe prezintă, ca să mă vedeți. Ca să vedeți ecranul meu, nu pe mine. Da, eu am reușit. Și eu am reușit. Da. Ok. Bun. Mulțumim. Așa, și dedesubt, da, sub codul grupei, da, avem un link meet, link meet, generați linkul de meet, da? Pentru că în Classroom, aici, în clasa mea, pot să fac întâlniri cu elevii, da? Atenție, da? În direct, în sincron, da? Și trebuie să-mi generez un link. Generați, dau click pe general linkul de Meet. Aflați mai multe, vizibil pentru studenți, generați linkul, da? Se dau click pe el și salvăm. Și în momentul acesta, da? Ia uitați, a apărut linkul meu, așa cum l-ați primit și dumneavoastră astăzi, da? Un link de participare la întâlnirea în direct cu elevii. Când se creează clasa, apare automat pe un flux. Ia uitați, flux, activități la curs, persoane, note, cu flux aici. Fluxul, să știți că e ceva de genul ca la Facebook, în care trebuie să scriu informații și apar automat. Cum scriu o informație? Păi mă duc în casetuța aici jos și scriu. Da? Mâine la ora 10 ne vedem pe Meet. Da? S-a sfierat pe Facebook. Bun. Atenție, pot să postez această informație, da? Acest mesaj pe pagina noastră, cum facem pagina la Facebook. O văd cine? Toți studenții de la grupa 1, de grupa, da? Sau pot să programez, mă dați-mi voie să mai accept pe cineva, da? Sau pot să programez informația, să nu o postez acum, da? Să o programez pentru că... Mă scuzați. Da. O programez să apară la elev, să zicem, pe 28, fix la ora... Astăzi este 28, să apară fix la ora 8, da? Am programat. Informația aceasta, da, care am scris-o, va apărea pe, e salvată, da, la anunțuri salvate, atenție, pe flux, e un gri mai închis așa, atenție, și va fi vizibil, da, vizibil doar mâine, da, la ora 8, la ora 8, da, apare vizibilă și copiii o să o vadă. Altfel, pot să postez o informație, da. La ora 11 mergem la muzeu, să zicem, da? Atenție. Și pentru că vreau să merg la muzeu cu toți elevii mei și eu nu predau numai la clasa grupa 11, eu, ia uitați, am mai multe clase, da? Și vreau să-i anunț pe toți cu care vreau să merg la muzeu, bifez clasele la 5 clase, 5 cursuri și dau postați, da? Nu mai programez, dar dau așa, ca să vedeți diferența între a face o postare obișnuită, da, și o postare, da, din aceasta, da? Ia uitați, da. Mai departe, fluxul a fost actualizat, afișați. Afișez. Deci merg pe flux. Mâine ne vedem așa și trimiteți pentru toți studenții, am pus.
Așa. Deci mâine ora 11 merge la mâine. Azi editez că am scris și aia. Mâine. Ora 11. În alfabet. Da? Bun. Deci dacă vreau să revin asupra unui mesaj care nu a fost bine scris, am posibilitatea să îl reeditez. De aici am 3 puncte. Editați, îl puteți șterge dacă nu-mi convine sau copiez linkul dacă am pus un link să merg mai departe. Da? Deci, da, pot să trimit, atenție, mesaje din flux copiilor chiar și cu atașamente, adică să le punem acolo o fișă, să le spunem, da, vă rog să completați, haideți să zicem, o fișă din calculator, să spunem că să o completeze și mâine să o aducă la școală. Să zicem, da? Deci poți să încarci și fișiere din acestea din calculator. Ei au lucrurile acestea, deci le pot vedea în flux. Imediat când eu le-am și trimis, am dat postații, au văzut, au primit notificare pe contul lor de contul lor cu care s-au înscris în clasa mea. Dar în momentul acesta eu nu am elevi în clasă. Nu am elevi în clasă. Elevii se adaugă aici de la persoane. Da? Renunțați la modificări. Renunțați. Da, așa. Eu n-am adus persoane, nu am și atenție, după cum vedeți, eu pot adăuga și profesori și studenți. Eu sunt doar singură la clasa mea, clasa grupa 11. Dar, de exemplu, pot să zic că în clasa mea pot să mai invit și alt profesor, da? Pot să-mi invit directorul la clasa mea, da? Și de aici fac click pe omușor cu plus. Invitați profesorul, introduceți un nume sau adresă de e-mail. Dacă el face parte din organizație, e foarte ușor. Uite, o să o invit pe colega mea. Da? Care face parte din organizația ccdgl.ro, deci are cont instituțional. O adaug aici la clasă, da? Iar studenții îi adăugăm de aici, de jos. Da, și avem și în organizația mea CCTGL există un cont creat, tot așa, în scop didactic, este popescu.ion. Aron. Am găsit că există în baza de date, îl invit. El trebuie să-mi apară în listă, da? În lista de desubt, aici sunt studenți și așa mai departe. Bun. Acum o să trec un pic pe Meet să vă văd și să vă întreb dacă până aici totul este clar, dacă ați înțeles ce v-am prezentat. Am oprit prezentarea ecranului puțin. Da? Și să-mi spuneți dacă dumneavoastră ați înțeles până aici. Vreau în secțiunea de chat. Am înțeles. Da? Da, da, eu una, da. Bun. Dacă ați înțeles până aici. Bun. Problema este că dumneavoastră, în momentul acesta, majoritatea, nu aveți cum conturi instituționale. Așa este? Aveți conturi de Gmail. Obișnuite, da? Conturi de Gmail. Bun, și o să mă întrebați pe mine dacă pe un cont obișnuit de gmail.com, pentru că majoritatea dintre dumneavoastră aveți Android, adică aveți telefon configurat pe Android și telefonul cu sistem de operare Android se configurează cu o adresă de Gmail. Așa este? Da. Deci în momentul acesta, trei sferturi dintre dumneavoastră, da, aveți cont de Gmail. Pentru că o parte dumneavoastră s-ar putea să aveți iPhone și nu vă trebuie acolo cont de Gmail. Da? Sau aveți
astfel de calcul de telefon din acesta care nu e nevoie să fie configurat. Dar 3/4 dintre dumneavoastră aveți telefoane de genul Samsung din acestea care au nevoie de configurare cu un cont de Gmail. Deci aveți cont de Gmail. Bun. Ei, dacă aveți cont de Gmail, da, ca să vă creați o clasă în Classroom, da, trebuie să mergeți în unde? În adresa dumneavoastră de Gmail, da? Și tot acolo vă duceți și căutați Classroom. Că aveți Classroom. E activat și pentru cei care nu au un cont instituțional. Și atunci mă întrebați pe mine, păi dacă tot e free, e gratis și așa, de ce dumneavoastră lucrați cu cont instituțional? Păi de ce să lucrezi pe cont instituțional? Pentru că acolo am protejat toți elevii din școală. Toți elevii din școală vor primi conturi, da, conturi instituționale protejate, da? Și numai de acesta, am o protecție extra și pot să vizualizez foarte, foarte frumos, da, lista de elevi care sunt asociați fiecărei clase, da, din SIR. Da? Deci nu trebuie să fac eu manual ceva. SIR-ul îmi dă conturile elevilor. Da? Și nu pot să uit pe niciunul. Și o să vă fac să vă uitați un pic, da, în clasele mele de la LIA. Trec pe alt cont în momentul acesta. Sunt clasele de la LIA. Ia uitați, când dau pe clase și mă duc pe persoane, ia uitați ce frumos îi am. Pe toți. Toți copiii de la LIA au conturi, da? Ia uitați-vă, mă duc pe ce? Cu Aron, Elena, doamna.ro. Da? Eu nu pot să adaug, atenție, da? Și mă duc un pic aici, la clasa noastră, clasa noastră experimentală, grupa 11, mă duc la studenți și vreau să mi-aduc un student cu adresă de e-mail oarecare, să vedeți că nu pot. Dacă lucrezi pe cont instituțional. Cineva dintre dumneavoastră, vă rog frumos să-și deschidă microfonul și să-mi dicteze adresa de e-mail. alinaherescu@gmail.com. Alina, legat, da? E legat, da. Herescu. Herescu. H de la haină. Uite, da? Uite, te-am găsit, că te-am trimis. Așa? Pur și dau, te invit la clasă. Nu-mi dă voie. Ia uite, mi-a apărut cu roșu în stânga. Nu pot să fac așa ceva. Da? Deci, dacă lucrez pe... Anulez, da? Dacă lucrez pe cont instituțional, nu pot adăuga oameni din afară. Din afara instituției. Da? Copii, studenți din afara instituției, profesori, da? Din afara instituției. Bun, și atunci o să mă întrebați dumneavoastră, dacă lucrăm pe Gmail obișnuit, pot? Da. Dacă lucrați pe un Gmail, da, să zicem chipirliu.daniela@gmail.com, da, pot să-mi creez o clasă și să-mi adaug elevi cu conturi din acestea care și le fac ei voluntar. Da? Dar nu avem o siguranță a datelor care le postez acolo, un control asupra lor. Da? Dar până, să zicem așa, până o să obținem conturi de acestea instituționale fiecare școală în parte, trebuie să lucrați și în varianta aceasta cu care ați cu cont de Gmail obișnuit. Bun. Așa, mai departe. Deci aici avem secțiunea de persoane, secțiunea de flux, am discutat. Persoane și flux. Bun. Ei, mergem mai departe. La activități la curs. Păi, activități la curs. Ce pot să fac eu cu acest Classroom? Să fac, să postez, să fac lecții, să postez materiale, da? Bun, și cum se postează materiale? Păi dau click pe activități la curs, am butonul plus, creați, și ce pot să creez? O temă cu chestionar, o întrebare, un material, o să reutilizez postarea și eventual să-mi creez un topic, adică să am o ordine foarte frumoasă așa, da? Ei, astăzi o să încep cu grupa dumneavoastră altfel decât am început și anume, să zicem așa, că astăzi am chef să întreb
elevii mei, da? Ceva, printr-o întrebare. Cum vă simțiți astăzi, da? Și am posibilitatea că îi dau instrucțiuni, da? Cum să-mi răspundă. Răspunde pe scurt. Mai, nu mai arme de răspund. Pe scurt. Da, această întrebare. Da? Merg în partea dreaptă. O să pun această întrebare tuturor claselor mele la care predau. Pot să pun această întrebare doar unui singur elev, da? Dacă aș fi lucrat, și o să vă pun, o să vedeți, o să punem o întrebare și pe o clasă în care am foarte mulți elevi, da? Atenție, și pot să punctez întrebarea, da? Deci pot să dau o temă printr-o întrebare, da? Și atunci o să șterg întrebarea aceasta și o să, de exemplu, ca să vreau să și să punctez, da? Să spunem, da? În ce an? Nu. Dați-mi o întrebare care să-i dau și puncte, așa să spunem. În ce anotimp suntem? Aha, da? Hai, așa, bun. Pot să-l și punctez, să-i pun o, fără atenție, deci pot să-i pun cu notă, dar pot să fie și fără notă, da, întrebarea aceasta. Pot să-i dau și termen limită să-mi răspundă la întrebarea aceasta. Nu există termen limită, dar am o săgeată de aici și să-i spunem că vreau să-mi răspundă tot astăzi, până la 12 noaptea să-mi răspundă la acest. Până pe, nu, astăzi, până mâine, pardon. Până, nu, deci până astăzi, da? Până la 12 noaptea, da? Deci până la 12 noaptea să-mi răspundă. Pot răspunde reciproc, pot edita răspunsul. Da, deci nu le dăm să mai editez, să se întoarcă o singură dată și așa mai departe. Că depinde cum vreți dumneavoastră. Aveți în... Așa. Și aici întreb, sau programați întrebarea, sau să salvezi mesajul nefinalizat și să revin asupra întrebării respective altă dată, sau pur și simplu nu-mi convine ce am pus și poți să renunți la această postare. Da? Hai să zicem că nu chiar îl întreb. Nu mai întreb copilul. Bun. În ce anotip suntem? Atenție! A apărut în activitatea mea la curs întrebarea aceasta. Dacă dau click pe ea. Pe scurt înseamnă primăvară și pe lung înseamnă noi suntem în anotimpul de primăvară? Da, da, asta este, da. Uh-huh. Așa. V-am zis, ne-i o chestie ca să le zicem așa, ca să facem o încălzire cu ei, le dăm ceva așa într-o zi. O singură întrebare. Dar această întrebare apare și în flux. Ia să vedem. Nu apare. Această întrebare nu apare și în flux. Ar trebui să apară, da. Ba da, uitați, apare. Că știam că trebuie să apară, da? Deci, absolut tot ce postăm la activitate la curs decurge pe pagina mea de întâmpinare. Fluxul este pagina mea de întâmpinare. Absolut tot. Mă întorc aici și văd că am uitat să punem un semn întrebării, pot să editez. Mai corectez întrebările, așa să zic așa, da? Salvăm, modificarea făcută. Și lucrurile sunt foarte bun. Ei, mai departe. La activitatea la curs. Păi, ce mai pot să fac? Să încarc materiale la curs. Ia uitați, material. Cum încarc material, titlu, să zicem, da? Deci dau niște materiale despre rezistența electrică, să zicem. Da? Eu nu mai văd ecranul, mă scuzați.
E ceva alb și spune aplicația Meet Google are acces la ecran, opriți accesul la ecran sau ascunde. Nu mai văd ce lucrați. Tot așa, trebuie să vă duceți exact cum am mai explicat. Trebuie să vă duceți pe mine, pe merg din nou. Daniela prezintă, da. Așa, deci eu scriu ca titlu, vreau să încarc un material despre rezistența electrică. Aici la descriere spun elevilor că este un material cu teoria, să zicem, teoria despre lecția rezistența electrică. Materialul meu îl adaug de aici, de la Clămiță. Și pot să-mi încarc materiale din Google Drive sub formă de link. Adică să zicem că dacă eu am găsit pe un site o explicație foarte importantă și foarte bine făcută la lecția rezistența electrică, pot să le dau linkul respectiv. Dacă am deja materiale în calculator făcute de mine sub formă de fișier, dau click pe fișier. Dacă am văzut un material pe YouTube, da, filmat la rezistența electrică și am văzut că e făcut foarte bine și informațiile sunt corect explicate, atunci pot pune acolo tot felul de materiale și să le luăm pe rând. Păi, eu în primul rând am un fișier în calculator, dau click pe fișier, selectați fișierul de pe dispozitivul dumneavoastră, în mijloc aici, mi se deschide Explorerul din calculator și eu știu că pe desktop la folderul fizică că le-am încărcat copiilor mei, așa, am câteva materiale despre rezistența electrică. Așa, un material despre rezistența electrică și un carc. Dau click pe încărcare și vedeți că mi s-a atașat fișierul care și arată că este un fișier Word.doc. Da, bun. În momentul în care s-a încărcat, s-a dus și în drive-ul acestei aplicații. Bun. Dacă vreau să bag și aici tot la ca material un fișier YouTube, dau click pe YouTube, scriu aici așa, rezistența electrică și știu că acest material l-am văzut, e ok, e bun, se potrivește perfect la lecția pe care vreau și eu să o încarc aici. Și dau click și-l adaug. Tot așa, mă duc în calculator pe Google și să zicem că am căutat despre rezistența electrică și am găsit pe site-ul, să zicem, acesta, că nu contează, dar niște informații foarte bine structurate despre rezistența electrică, copiez adresa, copiază, mă întorc aici, adaug link, inserez link-ul și dau click. Nu s-a dus? Ce am făcut? Inserat, adaugă link. Da, abia acum, da? Bun. De ce e bine să folosim și lucrul acesta? Pentru că dacă dorim să dăm materiale, cât mai multe materiale pentru realizare, de exemplu, unui portofoliu, da? Și să nu-i mai las pe ei să navigheze, să caute pe internet tot felul de nebunii din acestea și eu știu exact, am o bibliografie și am o bibliotecă cu tot felul de site-uri din acestea educaționale, le pot încărca acolo și le pot accesa, da? Bun. Deci la lecția aceasta mă întorc înapoi, mă urc în partea dreaptă. Cui vreau să postez materialul acesta? V-am zis, pot să postez doar clasei grupa 11, dar pot să postez la toate clasele, da? La care predau eu, așa, pentru toți studenții, la acest subiect, adică la acest topic, atenție, citiți un pic aici, subiect, nu există niciunul, și creați un subiect și să spunem aici lecții, da? La subiectul lecții, creez lecții. Topicul acesta pot să postez sau să programez, pentru că se întâmplă așa, în weekend să lucrez mai mult în classroom, da?
și să creez materiale, să postez materialele înainte, sau pot și pur și simplu să le postez odată ce le-am făcut. Da? Deci, la topicul lecții, da? Am deja materialul rezistența electrică încărcat. Pentru că aici la creație aveați subiect. Îmi pot crea dinainte subiectele, da? Topicele, da? Și după acolo doar să le selectez. Sau le pot crea direct, cum am făcut eu acum, când postez deja materialul. Bun, am vorbit mult și mult. Da, pe asta și vreau să vă văd și să vă întreb dacă până aici totul e clar. Cum vi se par? Cum vi se pare? Până acum. E ok. Da? Ok, e clar? E clar, da? E mult, dar e o aplicație... Sunt pași de urmat. Da, e o aplicație intuitivă. Nu e nevoie să aveți foarte multe cunoștințe de IT, da? Deci pur și simplu singuri deduceți ce aveți de făcut acolo, da? Și mai ales că e și în română, da? Meniurile sunt în română și atunci e mai ușor de... Așa lucrez, uite, doamne, Ema așa și ea lucrează, da, ok. Ne întoarcem puțin la clasa noastră, da? Bun, deci... N-am încărcat un material, rezistența electrică, da, ia uitați. Și ia să mai creez ceva. Haideți să facem invers acum. Să creăm subiectul, da? De aici, uite, subiectul, de exemplu, manual. Bine, am niște manuale virtuale, format PDF. Da? Ia uitați, mi-am făcut aici topicul manuale și acum trebuie să încarc manualele în topic manuale. O secundă, că mai vrea cineva să intre în lecție. Gata, doamna Bura, i-am dat acest. Așa. Bun, cum le încarc? După ce am făcut topicul și este gol, nu are nimic față de lecție. Uitați, aici la lecții deja am, se vede. La lecție, uitați ce frumos, dar manual e gol. Păi, merg aici, pe activități la curs, da, pe creați. Tot în material, da, acolo și zic așa, manual, editura, all, așa, îl adaug, îl am în calculator, pentru că am manual în format electronic, da, să zicem că l-am, eu nu l-am, așa, îl încarc. Dar ca să fie la topicul manuale, aici mă duc și mi-aleg, uitați, mi-a apărut topicul manuale și îl postez. Da? Ia uitați. Am lecții manuale. Bun. Așa. Mai fac, de exemplu, un topic de aici. Pot să-l fac ca subiect, da? Adugă-ți. Încep să creăm și niște teste, în topicul test. Păi cum se creează un test? Deci, creați temă, de fapt e un test. Temă... Nu. Deci am vrut nu teste, pardon. Redenumiți. Teme. După aia test. Mă scuzați. Deci, teme. Redenumiți. Așa. Păi de aici merg pe opțiunea de la creați. Dau click pe temă. Așa. Și avem primul centru. Dăm o temă cu titlu. Probleme. La rezistența electrică. Bun. O să dau niște probleme la rezistența electrică. Am predat rezistența electrică. Așa, și vreau să-i dau și niște probleme să le rezolve. Eu am problemele în calculator într-un fișier și le spun rezolvat.
postați pe dorurile. Problemelor din atașament. Așa. Bun. Și am aici atașamentul. Am aici exerciții și probleme. Îl încarc. Atenție. Îi fixez că dacă le fac, o să primească 10 puncte dacă sunt corecte, da? Adică vreau să meargă și în catalog nota, în catalogul virtual, catalogul din classroom, să înțelegeți lucrul acesta. Îi dau termen limită de data aceasta, îi dau termen limită, deci să zic că până vineri, da? Până vineri el să-mi posteze, da? Ca să am și eu timp să le verific la 12 noaptea. Și vreau să fie aranjat foarte frumos ca să pot să am, ca să ne văd exact unde s-au dus, să se ducă la topicul teme, aici. Creați o temă, pot programa aceeași lucru, să creez temă, să programeze, salvez mesajul finalizat. Da, deci am toate opțiunile pentru toate. Creați o temă. Și în momentul acesta, ia uitați, am trei topice, teme, manuale, lecții, da? Și încă ceva. Le-am creat alandala, așa, pe teme, uitați aici. Le-am predat cu atribuite la toți și o să vedem în momentul în care ei îmi rezolvă și o să merg pe clasele mele de la via. Nu-mi place o ordine așa, eu vreau mai întâi să am copilul când deschide să vadă mai întâi manualul în activitatea la curs și atunci dau țin click stânga apăsat și mut. Aici. Nu vreau? Ok. Mut să fie manualul primul, lecțiile să fie după manual și temele la sfârșit. Da? Deci topicile acestea le pot mișca, pot aranja în funcție de preferințe. Da? Bun. Până aici e clar? Doamna spune că a intrat mai târziu. Pentru cei care au intrat mai târziu, copiați, dacă aștept să-mi scrieți, da? Pentru cei care au intrat mai târziu, prezența... Da, e în chat. Aveți un link în chat, vă rog să completați. Da. Bun. Deci, mergem mai departe. Mă duc un pic pe clasele mele, de exemplu, mă duc la 10D, la persoane, da? Ăștia sunt elevii mei, alții activitatea mea la curs, ia uitați, lecții, teme, școala altfel, atenție. Și la note. Da? Copii care au predat sau nu au predat lecția. Da? Bun. De exemplu, uitați cum apar notele aici. Cei care au lipsit totalmente, pentru că eu i-am dat o temă cu termen limită, dacă nu a predat-o la timp, în catalog îmi apare lipsește. Dacă am dat aici, de exemplu, temă și cu notare, da, dar pentru că nu am dat termen limită, el oricând poate să posteze această temă. Aici era o chestie că era la școală altă și trebuie să facă ceva pe personalități din fizică. Două dintre ele le-am uitat. De exemplu, veșleagă Alexandra, are deja 100 de puncte. Când mă duc aici, îi văd tema și am și pus 100 de puncte, am văzut tema. Da? Vedeți, mi-a încărcat în partea dreaptă fizică un ord și a făcut un referat aici. Da? Mi-a postat un ord.
Aici, de exemplu, ciobanul Ioana, da? Eu i-am încărcat, dar eu nu i-am trimis, nu vedeți tema, deci mi-a pus temă, mi-a apărut imediat punctajul, da? Dar eu nu i-am dat, nu i-am returnat. Să zice că, uite, a scris și ea ceva aici, da? Îi returnez, de exemplu, îi pun o notă, să zicem că nu mi-a plăcut ce a scris ea foarte mult, dar pentru că era și școala altă, pentru că nu se pune o notă în catalog și pentru că sunt eu indulgent, îi dau 80 de puncte, da? Atenție! Și ca să vadă și ea cât a luat pentru referatul acesta, îi dau returnat sus. Returnat. Ce se întâmplă în momentul acesta când i-am returnat nota? Dau click pe catalog, ia uitați, mi-a apărut la fel ca și la Alexandra punctajul. Mă întorc la dumneavoastră și să vedeți cam cum e treaba. Cum vi se pare? Se pare greu? Nu, nu vi se pare greu. Nu, eu zic că nu e foarte greu, da. Bun, e, acum încep să vă bag în partea grea a lucrurilor. Acum vi le-am dat cu picătura, așa, și mai ușor. Da? Da, nu e greu. Și anume, mergem aici, da, la noi, și să creăm și mergem pe activități la curs, la creați curs, temă cu chestionar. Doresc foarte mult să le dau un test. Test, atenție, test de data aceasta, da, un test. Cu ajutorul unui chestionar, adică să facem un test cu întrebări și să se corecteze cam singur testul acesta sau eventual îi pot să corectez și eu, să-i las niște întrebări din alea care el să dea răspunsul în scris și eu după aceea să citesc răspunsul și să-i corectez întrebarea și să-i punctez manual. Titlu, hai să vedem, testare, care, da, zicem testare, să știți că dau câteva instrucțiuni și spun că nota finală este trecută în asta loc, da? Pot să-i mai spun că întrebările sunt obligatorii. Nu, răspunsurile la întrebări sunt obligatorii. Da, bun. Până aici cred că n-a fost nu-i ceva nou pentru dumneavoastră. Uitați-vă la fereastră. Ca noutate, cred că aici apare noutatea. Ia uitați, lângă butonul adăugați a apărut un black quiz. Da? Blank quiz, adică un chestionar gol care trebuie să-l creăm și un buton importarea notelor. Da, și o să revin, e foarte important acest buton cu importarea notelor să fie activat, să fie în partea dreaptă. Nu așa, ci așa, da, în partea dreaptă. Bun, și acum trebuie să îmi încarc... și să-mi creez testul cu formular. Formular ați văzut că ați primit și dumneavoastră pentru prezență. Da? Pentru prezență ați primit un formular. Tot așa făcut cu quiz-ul ăsta. Cu forms. Bun. În partea stângă sus aici, pagina de pornire formularul, pot să îl notez, adică să-l redenumesc formularul ăsta, că de ce? Pentru că îl găsesc foarte ușor după aia în
în calculator, în Drive, da? Și să spunem evaluare finală clasa A. Finală clasa 8, da? Și culmea este că el se salvează cu numele acesta, numele fișierului, dar o să-i pun numele fișierului să coincidă cu titlul fișierului. Da? Chestionarul. Titlul chestionarului. Sau testul, cum vreți să-i spuneți dumneavoastră. Evaluare finală în partea stângă este numele fișierului. Da? Aici este titlul chestionarului, în mijloc. Bun. Haideți să facem. Începe să populăm, să facem un test. Da? Prima întrebare. One. Punct. Faci. Da? Prima întrebare. Dați-mi o întrebare. Eu fac una simplă, una de matematică. Că le putem interdisciplinar să facem acum testul acesta. Da? 9 minus 5 egal. Da? Bun. Copilul primește întrebarea aceasta cu următoarele opțiuni, cu răspunsul util. Variantă corectă 3, enter. 4, enter. 5, enter. 2, enter. 0. Au câte variante am dat. Bun. Doar una singură este corectă. Doar una singură. Și cum fac lucrul acesta ca să știu care este varianta corectă, ca să corecteze calculatorul? Merg în partea dreaptă și spun că întrebarea este obligatorie. Merg pe cheie de răspuns. La cheie de răspuns îi pun punctajul, să zicem două puncte, iar la varianta corectă o bifez. Ia uitați, numai dumneavoastră și calculatorul știe că varianta este corectă. Elevul nu știe lucrul acesta, da? Eventual adăuga și feedback de răspuns, dar răspunsul, dacă nu bifează corect, o să-i spună mai studiat, învață. Eu știu, pot să-i pun un emoticon ceva acolo, că sunt supărată, la răspunsul corect pot să-i spun bravo, așa mai departe, nu știu, nu e obligatoriu, da? Dar vă arăt ce să mai puteți face când faceți un test în acesta, da? Merg și dau terminat și după ce am dat terminat, atenție, lângă butonul obligatoriu, da, lângă butonul obligatoriu, aici, aveți trei puncte, butonul cu trei puncte și afișați opțiunile în ordine aleatoare, bifez. De ce? Și mă duc acum să vă văd de noi. De ce fac chestia asta? Vă spun de ce. Pentru că eu trimit la 20 de copii. Ei se sună. Na. Mai, tu cât ai zis la 1? B. Foarte bine, B. Dar el la el B e A. Ați înțeles? Ordinea nu va mai fi aceeași. Da? A. Bun. Și am făcut prima întrebare din test. Vreți să o vedeți cum arată testul meu? Cu o singură întrebare, da? De aici, de la ochișor. Vizualizare, butonul vizualizare aici. Evaluare finală clasa 8, da? Bun, copilul așa o primește, bifează, da? Una din variantele, da? Doar una este. Și dau și dă tribite. Așa. Bun. Bun. Mai departe. A doua întrebare. Cum creez a doua întrebare în evaluare în formularul acesta? Dă un click pe butonul plus din dreapta. Adăugați întrebare. Da? Bun. 2. Spațiu. Hai. Acum vă rog să dau dumneavoastră o întrebare. Că nu mă mai deschide cineva microfonul și dictează o întrebare. Că nu mă mai duce cap.
Nu mai sunteți cu mine? Ați plecat? Din orice domeniu? Eu din orice domeniu, doamnă, că suntem experimentale aici, așa. Nu o să spune. Da, doamnă, da. Da, de ce vă aici așa? Spune de care întrebare doriți. Haideți să ne să-mi puneți. Uitați, în partea dreaptă aici avem așa. Întrebare cu răspuns scurt, cu tip paragraf, cu răspunsuri multiple, care de fapt e un singur răspuns corect, cu casete de selectare, aici cu mai multe variante corecte, drop-down tot așa să selecteze ceva, cu încărcare de fișiere, cu minun din acestea, cu care vreți dumneavoastră? Cu drop-down. Cu drop-down, da? Da. Să-și aleagă o variantă de acolo, da? Să-și aleagă o variantă, da? Da. Vorbim despre verbul avoar, avea, la indicativ prezent. Și ce să scriu aici? Și să scriem... Întrebare. Nu știu, oare putem să facem o propoziție sau doar să se selecteze o anumită persoană pentru care să conjuge verbul avoar și eu să cer o anumită persoană? Este la scurt, varianta scurt, mă pune mai și sub franceză acum. Selectați, selectați verbul. La voie. Așa, la persoana, la persoana întâi singular. Un roman singur, singular. Sau cum vreți dumneavoastră. Da, persoana întâi. Și avem aici, îi dăm opțiune. Prima opțiune. Ce zicem? J apostrof AI? Aoleu! De aceea v-am întrebat. Nu, dar eu pe apostroful. J, zi, ai, cum ai, așa-i bine? Da, ai, fără râ. Ai, lasă să fie acolo, da. Așa. Mai departe. A doua opțiune, N-O-U-S, adică nu. Am uitat. N-O-U-S, pardon. Nu, da. A-V-O-N-S, al doilea cuvânt. Avons. Așa. Nu zavăm, cu să la sfârșit, da? Da, nu zavăm. Așa, și mai punem și a treia variantă, E-L-L-S-L, da. O-N-T. Da, on. Unde varianta corectă este 1. Aia e corectă, da? Bun. Da. Așa, bun. Și acum, atunci mergem pe cheie de răspuns aici. Punem două puncte întrebării, spunem că varianta corectă este aceasta. Ia uitați, am bifat-o. Prima, așa. De, nu mai punem feedback, lăsați feedback-ul, așa. Mergem aici, punem că întrebarea este obligatorie. Hai mă, așa. Și într-adevăr, tot în ordine aleatoare, să le miște puțin. Haideți să vedem acum cum arată testul meu. Vizualizez, selectați verbul, uite, am greșit acolo. La persoana întâi singular și ia uitați cum poate să aleagă, da? Ați văzut? Da, da, da. Drop down, da. Uh-huh. Ieșiți, haideți să mă duc aici și să... Să edităm. Da, da, nu, nu, că e direct verbul. Bun. Altă întrebare, de aici plus. Întrebarea 3 punct, da? Vă dau eu una acum și după aceea mă las pe dumneavoastră. De tip ăsta, eu vreau să vă dau acum o întrebare în care trebuie să o corectați dumneavoastră manual. Înțelegeți? Adică ea primește punctaj, da? Îi dau punctaj, dar trebuie să o corectez eu să văd dacă e bine sau nu, da? De tip încărcare fișiere. Încărcați fișiere. Se încarcă. Încercăm așa să scriem aici, da? Încărcați un fișier cu 3 animale. Ca să fie interdisciplinat, să vedeți că puteți, indiferent de disciplină predați, puteți folosi chestionarul acesta să vă faceți teste. Bun. Încărcați un fișier cu 3 animale domestice, i-am spus.
îi permit, atenție, să-mi încarce un fișier, deci încărcați, atenție, îi dau voie doar un singur fișier și să fie de tip document, da? Nu de tip imagine, audio și tot așa. Număr maxim de fișiere, pentru că am zis, el poate să încarce 10, dar eu vreau doar unul, și îi las și o dimensiune maximă a fișierului, da? Nu am, dau cheie de răspuns, atenție, doar ca să dau punctaj, da? Terminat. Dar nu am ce să-i spun care e valoare, să corecteze calculatorul. Calculatorul nu știe. Trebuie să deschid eu fișierul pe care îmi încarcă copilul ca să văd dacă mi-a încărcat acolo ce trei animale domestice și nu mi-a pus și un peștișor. Ați înțeles? Da? Da. Bun. Da. Hm? 10 lei dacă am mărunt? Bă, nu, nu, nu. Da. Dar nu leu. La pene, la da? Da? Bun. Așa. A, mergem mai departe. Hai, mai facem, mai facem, mai departe. Mai jucăm un pic. Adăugați o întrebare, da? Așa. De tip vreau eu paragraf, răspuns scurt. Întrebarea number 4. Da. Ce culoare are cerul? Da? Ce culoare are cerul? El trebuie să-mi răspundă aici. Da? Îi dau un punct, să zicem, da, sau două puncte, că ne-am obișnuit cu două puncte. Și corect îi spun eu albastru. Da? Terminat. Obligator. Dacă el scrie albăstrui, verzui, galben, nu știu ce, nu e corect. Bun. Altă întrebare. Hai, acum pe dumneavoastră. Bine. Da. Tot eu. Vreau o întrebare care să o adresez, de exemplu, și printr-o imagine. Hai să iau și o imagine. Încărcați, răsfoiți din calculator. Hai să punem și eu nu știu ce pe aici. Imagine în calculator. Uite, am ceva. Uite, o ureche aici. N-avem o idee acum, da? Bun. Ei, ia uitați. Întrebarea aceasta vreau să fie așa, da? Descrieți, da? Descrieți imaginea. Să zice că îi dă un nu știu, la limba română, un peisaj, o ceva, da? Și să facă o compunere. Sau nu, nu descrie, faceți o imagine până la urmă, da? Dau aici să fie de tip paragraf, da? Atenție, de tip paragraf. Deci el apare de făcut o compunere, o compunere, deci cu răspuns lung, da? Cheie de răspuns, doar dau punctajul, dar nu am ce să corectez, da? Adică să facă automat corectura calculatorului. Și dau terminat. Și o să vă arăt la copiii mei, că și eu le-am dat o întrebare în care trebuia să scrie ei ceva. Și atunci eu le-am corectat în calculator. Da. Descrieți imaginea, da? Și eu o să descrie. Ia, uitați cum arată. El are loc spațiu să scrie compunerea și după ce termine de răspuns la toate întrebările acestea. Așa. Am zis să fie obligatorii și aceasta. Am uitat să bifez obligatorii.
Unde mă prind eu că e obligatoriu, trebuie să ne apară ce? Asterixul. Asterixul, așa. Ca să poată sare peste ea, dacă nu e obligatorie. Nu știe și sare peste ea și vă încurcă pe dumneavoastră, da? Bun. Haideți să mai facem una. Da? Ce întrebare? 6. Cu răspunsuri, haide, dacă vreau să-mi spune așa, uite, da. Casetă de selectare, da? Avem mai multe, da? Uite, cred că le iau de înainte. Oase, selectate oasele, urechii. Medie. Opțiunea întâi, bă, că este... Cred că aici, nu? Fii, bă, pe aici, la urechea medie, timpan. Timpan. Altă opțiune. Cavitate, timpan. Ce mai fi acolo? Nerv auditiv. Și ce mai fi acolo? Ce scrie? Conca. Bun. Cert este că pachet de răspuns ăsta și ăsta, să zicem că sunt corecte, da? Și mai pun aici încă un punct. Dau terminat. Obligatoriu. Și gata. În ordine aleatoare. Gata. Am terminat testul. Am terminat testul. O minunăție de test. Nu uitați așa, că la testul acesta, la întrebarea, încărcați un fișier cu 3 în care trebuie să îl corectați dumneavoastră, la fel și la întrebarea numărul 5, da? Trebuie să corectați dumneavoastră manual. Să deschideți la fiecare elev în parte care face testul, să deschideți testul și să citiți cu atenție ceea ce el va răspunde. Da? Bun. Bun. Mai departe. Păi, eu am așa. Testul acesta, toate modificările sunt salvate în Drive. Așa. Bun. Bun, deci acest test, da, el s-a salvat în Drive. Bun, și mă întorc un pic la mine în Classroom și spune că testul eu deja îl am salvat în Drive și pentru că l-am lucrat la testare finală aici, cu titlul testare finală. El există. Când o să dați creați cu o temă, cui vreau să-l trimit, ce punctaj vreau să-i pun, atenție, așa, și unde vreau să-l postez la teme. Sau dacă nu, vreau să mai creez încă un topic, subiect, da? Creați un subiect, să zicem la teste. Acolo găsesc. Teste. Da? Și dau creați o temă, atenție. La teste, ia uite, când am dat crearea teste, el automat a apărut. Îl vedeți? Evaluare finală clasa 8-a. Nu i-am dat testa, stai să dau și editați, mă scuzați, nu există termen limită? Ba da, îi dau termen limită, să fie astăzi, îl dau până la ora,
dacă este ora către 11 și 18, că pun acum, până la 12 și 18, o oră. Da. La 12 și 18 termină. O oră pun la dispoziție, de la ora asta până la ora asta. Da, și da, salvat. Deci nu-l las mai mult. Bun. Mă întorc un pic la copiii mei. Copiii mei au primit, ia, vizualizați tema trimisă, au primit un test din acesta. Ia uitați, făcut. Da? Desgruparea rezistenței. Da? Uitați-l aici. Dau click pe elev și am văzut ce mi-a completat. Ați văzut? A completat aici. Aici a primit două puncte pe care le-am dat eu manual, da? Pentru că a trebuit să scrie. Dați exemplu de aparate electrocasnice. Mixer, da? Mixer astăzi. Nu-i nimic, aragaz, mașină de spălat. Da? Ia uitați. Deci eu văd aici ce a predat fiecare. Ce fișier mi-a predat fiecare. Aici, ia să vedem. Mă duc pe elev. Da? După cum vedeți, a greșit și întrebarea 2 și aceasta i-am dat eu. A făcut-o bine pe asta și pe asta de aici, da? Și-a luat nota 6. Da. Până aici este clar? Da. Da? Este clar, da? Ok. Încă ceva. Când dați testări din acestea cu quiz, da? După finalizarea timpului, că le-ați dat un timp în care se rezolve și s-a terminat, dați timp atenție, că am uitat să, da, m-am dus puțin mai puțin să vizualizăm. Aici, o secundă. După ce ați terminat, după ce au terminat toți copiii și au predat, dumneavoastră o să aveți o opțiune, se numește importarea notelor. Da? Importarea notelor. Numai aici, că am uitat să vă zic, am mai zis un lucru foarte important, importarea notelor. După ce ați dat importare note, toate notele s-au dus unde? În catalog. Toate notele s-au dus în catalog. Aici, s-au dus în catalog aici. Vedeți? După ce s-au dus în catalog, dumneavoastră trebuie să le luați la rând, da? Să le vizualizați. Da? Eventual să-i puneți o notă, să-i puneți punctajul la întrebările care trebuie să, cum îi spune, citite de dumneavoastră, da? Și după care, după ce ați spus această notă, îi returnați. Uitați, în partea doi trebuie să-i returnați nota. Așa cum am arătat. Așa cum am arătat și la temele, la tema aceasta, da? Mă duc, vizualizez, citesc tot ce a făcut el, da? Îi returnez nota. Nu mai ceva. Îi returnați nota. Dacă nu îi returnați nota, nu apare nota în catalog și nu știe nici copilul. Ce spune? Studentul va fi anunțat și va, da? Pentru nota catalog. E cineva care are un microfon deschis și deranjează foarte tare. Cred că Tincuța Bordean, da. Ok. Da. Am închis. Ok. Da. Așa. Bun. Mai sunt întrebări până acum? Deci, 5 minute pentru întrebări. Ia uitați, a trecut deja o oră și aproape și 20 de minute când vorbim, da.
Pentru îmi cer scuze, profesor Andrei, sunt pentru matematică este foarte greu de creat acel test cu quiz-ul, pentru că nu reușesc să pun editorul, nu găsesc nicăieri. Da. Există vreo variantă, da, adică... Da, da, păi de ce crezi că ți-am dat-o? Varianta cu poză. A, deci să fac poză, înțeles. Acolo, cu ecuația, adică... rezolvați ecuația. Păi imaginezi cât e de greu să scrii integrală, nu știu ce, derivată, nu știu ce, radical, pe acolo, ce la voi, acolo, întreagă poveste, nu-i așa? De asta zic. Da, există, eu asta zic, am descoperit niște, deci, forms, nu știu cum exact, așa, dar este foarte greu, adică și copilul poate și eu, dar este foarte greu, adică durează un test să faci rău până scrii. Da, dar ce este greu să îți creezi deja fiecare întrebare și să o pozezi și să o încarci acolo? Am înțeles, am înțeles. Ce v-am dat cu poză? Exemplu, da, am înțeles. Da, 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 am înțeles. Da, da, da. Ok, da. Mulțumesc. Cu plăcere, da. Alte întrebări până aici? Că n-am terminat, că e o nebunie. Știți cât de mult este. Haideți. Nu mai sunt întrebări în chat? M-a scris ceva? Ați completat prezența? În baza prezenței o să primiți o adeverință și din cauza asta vă tot. Deci în chat aveți, nu aveți prezența acolo, link-ul ăla. Dacă le dau o testare, deci fac un chestionar așa cum ați făcut dumneavoastră mai devreme. Și unul din elevi mă contactează, să spunem, în privat și îmi spune că nu are conexiune internet. Îmi trimit un mesaj clasic. Apare lipsește dacă nu l-a dat. Limită de o oră. Și eu am pus acel termen, limită de o oră. Pot să reiau cumva lui în mod particular, să-i ofer un alt deadline? În momentul acela apare lipsește, dar tu poți la un moment dat, sigur că da, hai să închidem la elevii mei aici, te poți întoarce la tine în clasă, da, testul acesta, da. Și să-l atribui... Ai ce? Reutilizați postarea și când ai pe reutilizați postarea, da, să zicem că avem pentru tot asta, pe minunea aceasta așa, predate aici, când te duci, pardon, scuze-mă, aici trebuie să mă duc, uitați la curs. Așa, te duci și îl dai lui elevul X, înțelegi? Am înțeles, da, da, da. Lui elevul nu știu care. Da, da, da. Așa, da, bun. Mai. Eu notele alea din, care, notele din, din note, notele din note de aici, da? Aici la mine, de exemplu, da, notele din note, da? Sunt orientative pentru mine ca profesor, da? Sunt orientative. Eu pot, pentru că mă întorc acum din nou și continuăm lecția. Aici, da, mă întâlnim la lecție și mă duc activități la curs, da? Am zis că eu pot să fac lecția în sincron cu ei și majoritatea dintre dumneavoastră ați spus că faceți în sincron, adică în direct cu ei. Și notele care le fac, le pot, îi pot nota pentru activitatea în direct. Și atunci țin un catalog separat, pe o agendă, pe ceva, da? Bun, dar eu vă zic așa că clasul meu acesta vreau să-l folosiți și după terminarea nebunii acestea, atunci când vreți să dați lecții, pardon, materiale suplimentare elevilor, să le postați câte o temă, eu zic că e util. Chiar și atunci când noi ne întâlnim, o să ne întâlnim cu ei face-to-face din toamnă. Bun, și atunci am zis că în sincron, da, adică cum suntem noi, putem să folosim aplicația Meet, care am zis că are link-ul aici. Eu le-am zis copiilor că ne vedem mâine la ora 10, ne vedem aici pe Meet, da. Ei pot intra exact pe flux și să vadă ce, link-ul aici, sau se pot duce la activitate, la curs și au aici Meet. Ați văzut? Meet, Meet. E același link. Linkul de aici e tot una cu linkul de aici. Da. Încă ceva. Tot ce lucrăm noi aici în aplicație, da, în Classroom, se arhivează, da? Uitați aici, în dosar de curs în Drive.
tot ce am încărcat noi astăzi, absolut tot, da? Și tot ce încarc eu în clasa, grupa 11, într-o ordine extraordinară, da? Și anume, în classroom, în clasa grupa 11, se creează foldere și fișiere. Ia uitați, am dat o evaluare finală aici și tot cine încarcă, tot ce se încarcă aici, și când am zis încărcați un fișier cu trei animăluțe, da? Domestice. Automat fiecare copil o să încarce și o să-mi vină în drive aici. Și le-am pe nume, foarte frumos, adică le găsesc așa de ușor. Încă ceva, pentru că eu predau, de exemplu, la nu știu câte clase, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 clase experimentale aici la mine, ca să-mi caut materiale încărcate în drive, uite, mă duc și așa. Da, și le găsesc. Ce am eu în fiecare clasă? Ați văzut? Deci, într-o ordine extraordinară. Da. Deci îmi pot găsi materialele și așa. Bun. Pot să mai programez. Da, pot să mai program. Ce, nu ați găsit link-ul ăla de prezență? Dar l-am pus eu mii de ori. Copiază link-ul, adresa link-ului și vă mai pun o dată aici până mai seara. Cred că asta este, nu? Nu mai știu dacă asta este. Da, sau intru aici, mă duc în formulare. E formularul cu data de astăzi, 27, asta este. Merg aici pe trimiteți. Copiați link-ul și vi-l pun dumneavoastră aici. Da, am venit. Da. Bun. Mai e ceva aici, așa anume calendar Google. O să-mi programez întâlniri folosind aplicația calendar Google, așa cum aș primi și noastră invitație pentru întâlnirea de astăzi. Dau click pe calendar Google. Da? După cum vedeți, sunt cele două întâlniri. Mi se pare că mai este aici așa. Da? Mai sunt două întâlniri. Adică astea sunt două întâlniri organizate în calendarul Google și zicem că vrem să mai facem o întâlnire. Merg pe Creați, foarte simplu, mai multe opțiuni ca să deschidă fereastra. Adăugați un titlu și să spunem că cu clasa de astăzi, da, grupa 11, vreau să fac o ședință cu părinții neapărat. Așa. Astăzi nu au fost activi. Și să stabilim că vreau cât mai rapid să fac ședința cu părinții, și anume vreau să o fac vineri, vreau să o fac după programul părinților, să zicem că de la ora 5 după amiază se întâlnesc cu ei. Până la ora 6 vreau să fac întâlnirea aceasta pe Meet, da? Adică ca și atenție, dar ei primesc ca și dumneavoastră link-ul de Meet. Aici le spun că prezența este obligatorie. Eventual putem să le spunem aici că eu știu ce Dumnezeu că... Da, n-a scris prezența noastră. Eventual le spunem că care sunt temele de discuții, așa. Iar aici adăugăm invitații, adică adresele de e-mail ale părinților. Atenție, da? Deci le trimitem invitațiile pe
adresele de e-mail. Ce putem să mai facem? Să, la invitați, adică părinți, da? Le permitem să modifice evenimentul sau nu, să invite alte persoane. Eu zic să nu lăsăm să invite și alte persoane. Sau eu știu dacă putem să-l lăsăm și să invite, de exemplu, soț și soție. Poate unul e plecat la București și vrea și el să participe și eu l-am invitat doar un singur părinte. Și atunci părintele care a primit invitația de la mine la ședința cu părinții poate să-l invite și pe celălalt. Să vadă lista de invitați și bine să vadă și lista de invitați, da? Și de aici v-am zis că se introduce și după care dăm salvați. Da, și asta înseamnă că dacă mă duc în calendar, ia uitați, în calendar pe data de 29, am ședință cu părinții odată, de la două, încă o clasă și încă o clasă, am tot ședințe cu părinții. Da? Deci tot lucrul acesta îl fac tot prin Classroom. Da. Până aici totul este clar? Deci cam, ce să zic, eu vă invit să rumegați informațiile date de mine, da? Atunci când aveți timp, e bine să le reluați, jucându-vă și făcându-vă clasele dumneavoastră, da, didactice, așa că să învățați. Dar nu astăzi, azi lăsați să aranjeze informația, da? Cereți la școală să vi se facă cont instituțional, da? Ca să lucrăm așa frumos. Da. Da, e bună treaba să o facem în online cu părinții, sigur că da, întâlnire cu părinții în online e foarte ușor. Mai ales că dumneavoastră aveți grupuri de WhatsApp, aveți tot felul de minunății din acestea cu părinții, da. De ce să nu faceți o ședință cu părinții Fulger în online, repede? Exact cum ne-am întâlnit noi astăzi, așa vă întâlniți dumneavoastră cu părinții în online. Și acum, dacă am ajuns la ședința cu părinții, am zis că folosiți aplicația asta Google Meet, da? Google Meet, care ați văzut, are un link și, cum ați văzut, e o fereastră intuitivă care are în mijloc ce? Are în mijlocul, jos, așa, o pârghie din aceasta, o bânduță în care aveți detalii de întâlnire, în care sunt acolo trecute codul PIN, dacă vreți să vă apelați prin telefonie din acesta, da? În mijloc aveți să vă dezactivați, să vă activați microfonul, să ieșiți din apel, acolo este un receptor, așa, o cameră web care vă permite să o țineți activă sau nu o țineți activă. Aveți butonul Tu prezintă și eu în momentul acesta o să opresc accesul și nu mai fac prezentare, ecran. Așa, și cum facem o prezentare? Dăm click pe butonul Prezintă acum. Se deschide o fereastră în care scrie prezintă tot ecranul tău, o fereastră, o filă Chrome, da? Ce vrem noi să prezentăm din calculator. Și dăm click pe share și se prezintă. Păi hai să facem un exemplu, o exemplificare, să-și prezinte cineva calculatorul, cine vrea. Hai, Nicoleta, dacă tu ai vrut să prezinți, până te-am scos de acolo să ne scoți prezentarea ta, prezintă-ne acum tot ecranul. Tot ecranul, da? Tot ecranul, ca să vă deci, de la de jos, de la prezint new, da? Da. Bun. Îmi apar trei căsuțe. Prima, ok. Se deschide o fereastră. Da. Dă click pe ecranul care ți-l vezi tu și dă share. Da, bun. Și termină. Da. Gata, da? Observați? Da. Noi observăm, așteptăm, că nu durează așa de la tine până la noi foarte rapid, la un click distanță, acum da. Și după cum vedeți, da, bun. Ce pe telefon este la fel? Dar ce poți să prezinți din telefon? Carmen, prezentarea din telefon. Se face din calculator prezentarea, da?
agenda telefonică, ce să prezentăm? Da, 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 nu vreau să vă prezint neapărat ceva, dar am intrat târziu și pe telefon chiar e un pic mai greu. De asta am și ieșit odată de două ori, crezând că pot intra de pe laptop. Dar pentru mine Google Meet este chiar o noutate. Am descărcat în dimineața asta și am renunțat. Mai exersez. La aplicația aceasta Google Meet, pe telefon o instalăm și putem participa și să nu faci prezentare. Imaginați cum puteam să-ți fac eu astăzi prezentarea după telefon. Am înțeles, da, clar, n-am ce să văd în telefon. Atunci când țin o lecție, un Meet, da, sau o lecție cu Meet-ul, da, trebuie să stau în fața laptopului, da, clar. Da, noi am folosit foarte mult Zoom. Stop sharing acum, da? Nicoleta, stop sharing și gata. Stop sharing, să ieșim din... Vezi că ai aprozat. Da, am ieșit. E da? Bine? Okay, bun, e foarte bine, da. Altcineva, ce vrea să mai încerce cum să face, cum putem să folosim aplicația aceasta pentru a face o prezentare? Fiu elevului, trebuie să-i prezint o foaie de ofișă, o lecție în PowerPoint, ceva, da, și atunci... Doamna Cișmigiu, ia, prezentați-ne. Așa. Așteptăm să ne prezinte doamna Cișmigiu calculator. Doamna Cișmigiu, deschideți-vă și microfonul ca să putem să vedem, unde vă putem ajuta. Așa. Deci mergem jos acolo. Avem butonul prezintă acum. L-ați găsit? Da. Dați click pe prezintă acum, după care prima opțiune, tot ecranul tău. Prima opțiune. Oricum nu vă auzim, chiar dacă v-ați deschis microfonul, nu vă auzim. Probabil că este închis acolo la dumneavoastră. La speaker trebuie să dați un pic mai tare. După ce dați click pe tot ecranul tău, apare o fereastră în care se vede ecranul dumneavoastră, dați click pe ecranul dumneavoastră, da, și share. Nu vă auzim, deci noi nu vă auzim pe dumneavoastră deloc, chiar dacă aveți microfonul deschis. Da, a făcut altcineva prezentarea, doamna Ionica Bâra. Dacă vă suprapuneți une pe doamna Bâra, dacă doamna încerca să facă și dumneavoastră dădeați click, ea nu mai putea, din cauza se chinuia, doamna Cișmigiu. Deci nu pot să fac prezentare peste prezentare. Iese unul, intră altul, da? Așa și cu la cursuri. Zic, domne, prezintă tema cu tare, da? Cine? Cutărescu, prezintă. El intră și prezintă tema, după ce a terminat iese și intră altul să facă prezentarea temei. Ok, nu-i nimic, doamna Cișmigiu, mai exersați. Încă ceva. Și anume, ca să aveți așa un ecran cu toți copiii, mie îmi place la nebunie să vă văd așa, nici într-un caz nu-mi place varianta cu... doar litere, da? Aveți posibilitatea de acolo la butonul din colțul din dreapta, mai multe opțiuni se numește, un buton cu trei pătrățele mititele, una peste alta. Așa. Nu, aveți posibilitatea să dați doar profesor de share, pentru că această aplicație de Meet nu este doar pentru școală. Este o aplicație de la Google International, nu pentru educațional. Poți folosi numai copii. E o aplicație pentru copii și pentru adulți. Imaginați-vă că o folosim noi acum, da? Și aveți acolo opțiunea schimbă aspectul. Dați click pe schimba aspectul și dați click pe mozaic. Hmm.
Da, și după ce dați click pe mozaic, da, o să vă vedeți așa cum vă văd eu, pe tot ecranul, pe toți. Dacă sunteți 200-300, aveți posibilitatea să facem pe cont educațional meeting cu 100 de oameni. Și vă dați seama că 100 de oameni nu încăpeți în tot ecranul și atunci vă notați să vă instalați. Există o aplicație care se numește puteți să vă notați, se numește extensia, da, Google Meet Grid Grid View. Grid View. Da? Ia uitați, acum v-am pus pe ecran pe toți. Eu. Sunteți mici. Și litere, și cifre, și litere, și chipuri, da? Toți. Asta este. Da. Dacă vreau să vorbesc în special cu o persoană, mă duc pe omuleț, acolo unui omulețul lângă chat, da? Mă uit în lista mea derulantă, da? Și spun Oana Banu, mă duc pe ea, dau click, da? Ia uitați. Și mi-a apărut în prim plan Oana Banu. Am zis, ea își deschide microfonul și camera și răspunde, da? Deci astea sunt regulile într-o ședință, într-o discuție, da? Vedeți? Da, este mers, doamna, da? Ok, mulțumim, Oana. Da, mulțumesc. Da. Bun, deci așa facem, da? Deci mă duc în lista derulantă, mi-aleg o persoană, dau click pe literă, chipul, literă ce acolo, da, poză. Iacob Zamfira, uite, dau pe ea, mi-a apărut în prim plan mie, da, vedeți? Se vede, vedeți și mea să ecran, nu? Așa? O văd în prim plan și fac o discuție cu ea. Așa se folosește Meet-ul. Da, ok, da? Mai departe, uite, Felicia Mihai. Vezi, pe Felicia, vă prezint și voi, o vedeți și voi în prim plan pe Felicia, da? Și ia uitați cât de frumos e. Vă văd și pe toți, da. Eu vă mulțumesc enorm pentru participarea la întâlnirea de astăzi. Este o instruire și nu este un curs. Repet încă o dată, vă așteptăm la cursurile noastre din toamnă. Sigur o să avem un curs cu aplicațiile de la G Suite. Sunt multe aplicații la G Suite, ați văzut cât de multe sunt, da? Probabil va fi un curs, după cât am înțeles de la minister, un curs foarte lunguț, da? Și la sfârșit se va finaliza printr-o evaluare din aceea gen ECDL, dacă ați făcut prin de dumneavoastră ECDL, da? Ei, cam așa va fi și certificarea în G Suite. Certificare în G Suite. Cei care doresc, într-adevăr, să se certifice și să le aveți pe viață, cum aveți și certificarea de la ECDL, valabilă permanent, da? Niciodată nu o să se expire nici creditele, nici competențele dobândite, da? Vă așteptăm din toamnă când o să primim cică cursul acesta. Și cum profesorul iese de fiecare dată aproape ultimul din clasă, puteți ieși din clasă fără nicio problemă. La revedere! Vă mulțumim! Vă mulțumim! Mulțumim! La revedere! La revedere! La revedere! Numai bine, la revedere! Numai bine, la revedere!